La conferința municipală a Partidului România Unită Roman au fost lansați în cursa electorală și o parte din candidații formațiunii politice la fotoliile de primar pentru localitățile Rosnov, Bozieni, Brustul, Crăcăuani, Doljești, Dochia, Horia, Mărgineni, Oniceni, Petricani, Români, Tămășeni, Trifești, Valea Ursului, Zănești și municipiul reședință de județ Piatra Neamț. Numele este Vlad Octavian, sunt de la Mărgineni. Sunt un pic emoționat. Mă gândeam că dacă la București bate o inimă a lui Vlad Sepeș, lui diacon, sunt foarte emoționat. Cred că și la Măgene bate și curge prin venele măginenilor în sângele a lui Vlad Sepeș. România este la fel. Vrem o schimbare, pentru că 26 de ani nu s-a făcut nimic. Da, am emoții și... vreau să transmit un mesaj așa de la Mărgineni. Că dacă în 5 iunie vrem cu adevărat să schimbăm ceva în țara asta și să pedepsim pe cei care și-au făcut joc de România, avem o țeapă mână, adică ștampila de vot. Și vom vota Partidul România Unită. În comuna Trifești au trecut la Partidul România Unită numai puțin de 5 consilieri locali, deciși să înlăture actualul primar, despre care spun că n-a făcut nimic pentru localitate în atâtea mandate. Comuna Trifești. Eu nu zic comuna Trifești, zic comuna cu 5 consilieri locali ai Partidului România Unită. Domnul președinte, avem și noi o comună unde avem 5 consilieri locali. Și avem și candidat la primărie. Și acum domnul lucru, dar... Și cred că v-am mâncat toate oile primarului de acum, așa că prea nu le-o păstori cum trebuie. Bună ziua, mă numesc Dan Lupu, candidez pentru funcție de primar a comunei Trifești. Îmi asum această responsabilitate în fața dumneavoastră și cu echipa care am venit astăzi în spate, mi-asum mare responsabilitate în fața tuturor cetățenilor din comuna Trifești și îi asigur că o să fie mult mai bine decât acum. Mă uit la toate comunele din jur care s-au mai făcut câte ceva, dar noi nu s-a făcut nimic. Comuna Trifești arată exact ca în anul 1990. Vă mulțumesc! Să dea Dumnezeu să avem surpriza a reprezentat o lansare în cursă electorală pentru câștigarea municipiului reședință de județ a unui român care a lucrat ani de zile în străinătate și care n-a făcut niciodată politică. E vorba de domnul jurist Florin Loca. Vă rog frumos să fiți alături de domnul Loca. Erau discuții, domne, nu știu, au ei candidat la Piatra Neamț. Nu, domnule, noi nu avem candidat la Piatra Neamț, noi avem viitor primar la Piatra Neamț. Sau viitor potențial primar la Piatra Neamț. Bine ați venit, domnul Roca, la noi, la municipiul. Mulțumesc, domnule președinte, pentru invitație. Mulțumesc, domnule președinte, de acolo, în jurul nostru astăzi. Și vreau să-i transmit tot sprijinul românilor și din afara României. Să zic așa, sunt reprezentat al Piatrului. Ultimul 10 ani am locuit și am lucrat în Suedia. Exact cum spunea dumnealui că naționalismul a preluat conducerea. Încă nu a preluat-o, dar în sondaje sunt undeva la 30% și o vor lua în curând. Și pentru ca show-ul electoral să fie complet, când lumea se întreba ce se întâmplă cu municipiul Roman, unde lupta electorală pare din start sortită eșecului, președintele partidului, deputatul Bogdan Diaconu, și-a încheiat discursul politic adresat activului de partid, un anunț care părea să fi surprins multă lume. În cursa electorală a fost lansat nimeni altul decât guralivul și impetuosul Sorin Dumitru Cazan. Țin presa pe jean, nu m-a făcut că uit ceva. Să vă prezint candidatul nostru de la Roman, Sorin Cazan. Sorin Dumitru Cazan a lăsat să se înțeleagă că nu și-a dorit această candidatură, dar că a fost nevoit să o accepte la ordin de partid. Am înțeles. Eu am zis că vom căuta
să găsim o persoană tânără. Altceva, dar în fine. Unde-i ordin, nu-i... Documentul. Documentul dumneavoastră, da. Mă numesc Florica Dan, sunt din municipiul Roman, născut, crescut la Roman, cu familia în Roman. Am doi copii, două fete, una avocat, una studentă la medicină, anul doi la Târgu Mureș. Soția unde afaceri, eu lucrez și eu la o firmă. Nu sunt unde afaceri, de vă 12 ani nu mai sunt unde afaceri. Pentru că nu mai vreau să mai semnez decât statul de plată. Și proaspătul candidat la fotoliul de primar al Romanului a dat asigurări din start că va lupta în campania electorală și nici într-un caz nu va fi vorba de plat politic, așa cum s-a tot întâmplat la alegerile din ultimele cicluri electorale. A recunoscut că va fi vorba de o campanie grea împotriva unui primar care a schimbat fața Romanului, dar că, fiind convins că un edil nu trebuie să stea mai mult de două mandate pe scaunul de primar, este decis să ajungă el pe acest fotoliu.